Universitar de la Copou, construit la sfârșitul secolului XIX, pentru că Universitatea de la Iași, deschisă la 1860 de către Cuza și pe care o vom descoperi imediat în Muzeul Universității Alexandru Ioan Cuza, a crescut și iată, în acest moment avem la Iași 5 universități. Fondul de carte al Universității Tehnice depășește 1 milion de titluri, dar la Fundația Regală Regele Ferdinand, cea care după război a unit fondurile de carte universitare din Iași, are peste 4 milioane de titluri. Așa cum ați văzut aici, avem un martor al istoriei bibliotecii, cu alte cuvinte, catalogele pe hârtie, chiar cele scrise cu tocul de mână sau cu mașina de scris, în fișiere putând fi găsite cărțile, după aceea fiind citite aici, în această sală de lectură, sau împrumutate de către studenți acasă pentru a-și putea pregăti examenele. Școala de la Iași, putem spune că a crescut în această bibliotecă, deși în istorie mai avem biblioteca de la Cotnari, avem Academia Mihăileană și respectiv Academia din vremea lui Vasile Lupu, toate acestea fiind încercări reușite în mare măsură de a realiza la Iași un învățământ academic de calitate, fie sub influența universităților franțuzești, vieneze sau de la Berlin. Din punct de vedere al turistului, această sală se poate vizita? Ce fac turiștii care... În prezent, sala aceasta poate fi vizitată de luni până sâmbătă, de la ora 8 la ora 14, beneficiind de prezentarea fie a unui ghid de Iași, fie a doamnelor care se ocupă de bibliotecă în fiecare zi. Pentru mai multe informații sau o prezentare mai detaliată a bibliotecilor din Iași, eu vă sugerez și vizita Fundației Regale Ferdinand, acolo unde am avut la 1930 cea mai modernă bibliotecă universitară din acele vremuri, în momentul de față fiind și Biblioteca Centrală Universitară a Iașiului adusă la standardele internaționale. Copoului, una dintre cele 7 ale Iașiului și vedem pe stânga Palatul Universitar de la Copou. Mai jos de acest palat, chiar în intersecția numită Piața Eminescu, avem Biblioteca Centrală Universitară, de fapt Fundația Regală Regele Ferdinand. Iar aici, imediat lângă hotel, se află casa domnească în care Cuza a stat la Iași, a fost reședința de la Iași a domnitorului. Grand Hotel Traian, care are o istorie legată de Eiffel, același care a construit turnul Eiffel. Cu alte cuvinte, planurile acestui hotel sunt realizate de către celebrul arhitect francez. El a mai realizat la Iași o hală, piața orașului, care în momentul de față este demolată, mai avem o singură bucată din această hală undeva la Universitatea de Construcții și respectiv podul de cale ferată de la Ungheni. În mijlocul Pieței Unirii avem statuia lui Cuza, iar după ce mergem cu vederea peste Palatul Braunstein, ajungem în zona catedralelor, cu alte cuvinte avem Catedrala Mitropolitană de la Iași, Catedrala Catolică și bineînțeles Treierarhiul, care a fost catedrală mitropolitană ridicată de Vasile Lupu.
În ultimul plan, e adevărat și limitat de ceață, avem Palatul Culturii. În spatele lui fiind Mănăstirea Cetățuia, mănăstire reconstruită în vremea lui, în care Nicolae Iorga a fost prim-ministru. Revenind în oraș, undeva în acea zonă, turnul pe care îl vedem este turnul Goliei, mănăstirii Golia, de asemenea este un loc cu panoramic extraordinar pentru oraș, iar aici, unde avem parcarea, în stânga, clădirea, a fost în perioada interbelică și în timpul celui de-al doilea război mondial, comisariatul de poliție, practic, aici au fost chemați evreii la începutul pogromului de la Iași. În stânga noastră, clădirea de acolo este actualul sediu, rectoratul Universității de Medicină și Farmacie. Lângă această clădire, aflându-se Spitalul Sfântul Spiridon, Spitalul Universitar, această clădire a fost construită pe locul în care a fost deschisă la 1860 Universitatea Alexandru, de către Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de la Iași. În dreapta, acolo unde avem coloanele, clădirea mai mică, este Muzeul de Anatomie. Vă mulțumesc că m-ați ales să vă plimb prin Iași. Este un proiect destul de vechi, dar astăzi capătă o formă nouă, pentru că, iată, vreau să vă propun un tur de o zi. Pornim de la Teiul lui Eminescu, este simbolul al Iașului. De fapt, în tot turul vom găsi câteva simboluri ale Iașului. De aici coborâm în mediul academic. Dacă este ziua potrivită, în timpul săptămânii putem chiar să vedem două biblioteci, altfel vedem numai una dintre ele, Sala Pașilor Pierduți, și vorbim despre istoria academică a orașului. Cu puțin noroc îl întâlnim și pe bătrânul anticar, cu alte cuvinte coborâm în zona buchiniștilor de la Iași, ca să facem o paralelă cu Parisul, și intrăm în lumea cărților vechi, în lumea chiar a istoriei lui Napoleon sau a lui Jules Verne, pentru că bătrânul anticar are o colecție de Jules Verne, cum are și o colecție de Eminescu. Și după atâta plimbare ne oprim aici, într-un restaurant unde avem vedere panoramică asupra orașului, și în funcție de dorințele turiștilor putem să servim ceva european care să ne ajute să mergem mai ușor la drum mai departe, sau ceva mai greu, mai moldovenesc. Dar nu uitați că la Iași mâncarea e fudulie și băutura e temelie. Coborâm de aici în Piața Unirii și de la Eiffel mergem către Berindei. Sunt cei doi prieteni arhitecți care au pus alte două simboluri ale Iașului, cu alte cuvinte Grand Hotel Traian și respectiv Palatul Culturii. În această ultimă parte a turului pietonal, vizitând atât Teatrul Național, cât și Catedrala Metropolitană, Treierarhiul, Primăria Iașului, Catedrala Catolică și, bineînțeles, încheind cu Palatul Culturii și cu amenajarea din spatele acestuia, care pune foarte bine în valoare și partea sudică a palatului, pe un model, am putea spune, de la Versailles sau de la Schönbrunn. Acest program de 6-7 ore efective de tur plus o oră de restaurant va fi la dispoziția turiștilor, în special sâmbăta, dar la cerere poate fi organizat în fiecare zi, atât în română cât și în engleză și franceză pentru început.